Ministrul Energiei a declarat că în Oltenia se produce majoritatea energiei electrice de care România are nevoie. Mai întâi, ministrul a vizitat cariera Roșia, cea mai mare din Europa de Est, și a precizat că este esențială pentru funcționarea optimă a complexului energetic Oltenia. Apoi a fost prezentată sucursala electrocentrală de la Rovinari, unde a purtat discuții cu angajații și conducerea termocentralei. Ulterior, ministrul a avut o întâlnire cu sindicaliștii complexului energetic Oltenia. Nu se pune problema ca să închidem ceva sau să plece oamenii acasă. Nu. Activitatea continuă la complexul energetic Oltenia, este nevoie de energie, este nevoie de energie pe bază de cărbune și atâta timp cât energia aceasta este produsă, ea va funcționa. Au trecut 50 de ani de la punerea în funcțiune a termocentralei Rovinari, cea mai performantă termocentrală pe cărbune din țară. Drumul parcurs din 1972 și până în prezent însumează rezultatele profesionalismului și dăruirii celor care au crezut și au vrut să dezvolte pe aceste meleaguri meseria de termoenergetician. Am crescut lângă termocentrala Turceni, am respirat cărbune, cunosc și știu cât de greu se muncește. Sunt caractere tari, sunt oameni muncitori care dau dovadă zi de zi de multă pricepere și curaj. 50 de ani în care nu de fiecare dată energia produsă și distribuită sistemul energetic național s-a întors ca și echivalent în lei către companie sau către județ, la fel cum a fost și cu cărbunele. Am asigurat funcționarea și siguranța ceturilor Oradea, Arad, Brașov și de multe ori contravaloarea cărbunei nu s-a întors și Gorjul a avut de pierdut. Ministrul Energiei a precizat că există în continuare o preocupare în privința modernizării complexului energetic Oltenia. Începând cu anul 1972, termocentrala Rovinari produce energie electrică pentru sistemul energetic național.